Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. De data aceasta voi face o etalare pe plan sentimental pentru Zodia Leu, Luna sau Ascendent în Zodia Leu. Să descoperim împreună ce simte persoana iubită. Dragii mei, nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați mesajele cu care rezonați și să vă înscrieți la canal dacă n-ați făcut-o până în acest moment. Este gratuit și în acest mod noi ne vom conecta. Știu că nu este important pentru dumneavoastră, pentru mine fiecare persoană dintre voi este importantă și în acest mod noi vom rămâne conectați și veți primi notificări în timp real cu ceea ce voi distribui. Nu vă costă nimic, să știți. Vă mulțumesc! Haideți să vedem ce simte persoana la care vă gândiți pentru Zodia Leu. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce simte persoana la care vă gândiți? Haideți să vedem. Văd că vă va trimite o veste bună, o veste de încurajare, sau această persoană a primit o veste încurajatoare, să spunem așa, o surpriză, un miracol care nu s-a așteptat. Dar văd că totuși se autosabotează sau poate dumneavoastră vă autosabotați, nu vă încredeți așa de mult sau așa de... nu vă încredeți în totalitatea acestei persoane pentru că e posibil să vă fi pierdut, să fi făcut o situație sau un comportament al său să vă fi pierdut încrederea în propria în această persoană. Totuși văd că a fost aici o surpriză din partea acestei persoane, dar totuși această persoană văd că fuge de anumite responsabilități sau se ascunde sau se autosabotează, are anumite frici, nu dorește să sufere sau chiar se minte singur sau singură pentru că are anumite conflicte interioare sau nu înțelege ce simte pentru dumneavoastră sau chiar nu se înțelege pe el sau pe ea. Această persoană, sunt anumite diferențe între voi în ce privește caracterul și văd că această persoană, dacă nu și asumă responsabilitatea, văd că ajunge un conflict, va veni un conflict între voi doi, o dispută, o neînțelegere între că sunteți personalități diferite, aveți mentalități diferite și vedeți lucrurile altfel sau comportamentul acestei persoane care nu este tocmai pozitiv în ce vă privește, văd că va duce la o ceartă, la o discuție și văd că va duce la un blocaj. La un blocaj și la o, cum să spun eu, la o victimizare aici, la un blocaj în ce privește discuția cu dumneavoastră, la un blocaj în ce privește relația cu dumneavoastră. Și văd că cineva aici se va repeta și se vor repeta anumite gânduri în mintea dumneavoastră sau acestei persoane, aceste conflicte se repetă acolo și o ține pe loc sau o ține pe loc și se simte victimizat sau victimizată și bineînțeles că este neplăcut, da? Dar totuși văd că se va organiza, văd că trebuie să se organizeze în ce privește un timp sau în ce privește o întâlnire cu dumneavoastră, un program, un proiect. Văd aici că această persoană își va face un plan când va fi momentul oportun, când are un plan și așteaptă momentul ideal în a ajunge la un compromis cu dumneavoastră. Va fi în așteptare, da? După aceste... Ați primit vești de la această persoană, v-a făcut o surpriză, dar în același timp văd că a fugit sau a scăpat sau nu s-a comportat într-un mod pozitiv și acest lucru va duce la conflict și la un blocaj. Dar această persoană va aștepta momentul oportun pentru a face un compromis între dumneavoastră și o interferență, o a treia persoană sau o altă situație. Pentru că aici văd că, sau în ce privește un acord, un proiect, da? Se organizează și își face un plan, un proiect în ce privește stabilitatea sa cu dumneavoastră sau poate la locul de muncă. Și aici văd că veți ajunge la un comun acord, la o înțelegere, la un compromis, la o colaborare. Văd că va lua în considerare punctul dumneavoastră de vedere și va fi o împăcare, veți ajunge la un comun acord împreună, la o înțelegere, da?
în ce privesc disputele sau anumite interferențe din afară, sau a treia persoană chiar. Sau poate această persoană între două persoane, între mamă și fiică, sau între soție și mamă, etc. Sau într-o interferență o a treia persoană, da? Nu neapărat o relație de trio, da? Poate fi chiar o interferență sau a treia persoană. Văd aici că vești bune, da? Surprinzătoare, dar nu aveți încredere sau această persoană nu se încrede 100%, are anumite dubii sau îndoieli. Sau aici ați primit o veste că nu s-a comportat tocmai pozitiv sau tocmai sănătos și acest lucru a dus la conflicte. Haideți să clarificăm. Da, a dus la dezamăgire și la o discuție mai aprinsă. Da, și văd că se simte singur, trist, separat, depres sau o femeie se simte singură, tristă, separată sau dezamăgită, trădată, da? Sau din cauza unei femei, poate fi o femeie văduvă sau o femeie mai răutăcioasă. Da, și a dus la un blocaj mental și văd că e gelos sau e disperat, disperată. Aici a fost și o pierdere de bani, în ce privește un plan de-al său. Scuzați. Aici văd că un văduv a rămas singur sau separat, trist, sau o femeie văduvă singură, da? Cineva aici nu s-a comportat tocmai bine, un adevăr va ieși la suprafață și văd că acest lucru aduce tristețe, aduce dezamăgire, separare și dușmănie chiar, și un blocaj, o disperare mentală și se repetă în mintea sa sau în mintea dumneavoastră această situație. Sunt anumite riscuri, contrarietăți, instabilități în ce privește o relație de trio sau în ce privește activitățile, un acord, o afacere. Și văd că caută și așteaptă momentul oportun pentru a se organiza mai bine, pentru a aduce un compromis, o înțelegere în ce privește activitățile cu dumneavoastră. Da? Nu este tot aur care strălucește aici. Și interferențe din afară, v-am spus, poate din cauza prietenilor sau familiei sau locului de muncă, sunt anumite riscuri sau contrarietăți în planurile și în proiectele dumneavoastră sau acestei persoane, da? Și de acolo vin aceste dubii și are nevoie de a cere un sfat pentru a ajunge la un comun acord, pentru a ajunge la un echilibru, pentru a ajunge la un acord, da? La o înțelegere. Da, și văd că ceva va întârzia să apară, dar un drum va duce la o ușurare. Văd totuși anumite întârzieri, dar cu cineva în așteptare, cu speranță, suspiră. Poate chiar ați auzit de decesul cuiva și acest lucru v-a dezamăgit, să spunem așa, sau v-a îndurerat. Dar văd că cineva va fi în așteptare și va aștepta cu speranță ca lucrurile să se așeze, să se liniștească. Dar șasele de spade încet, încet o să mergeți prin ape mai calme, veți merge spre lumină. Și cineva așteaptă pe cineva de la depărtare, de la distanță chiar. Haideți să vedem și ce vă spune acest oracol al vrăjitoarelor în ce privește această situație. Aveți nevoie de timp și de răbdare, pentru că și această persoană văd că are nevoie, vă așteaptă momentul oportun pentru a se împăca cu dumneavoastră. Și aici e și o relație de trio pentru unii dintre voi. Nu mai vor să iasă un mesaj. Mai te rog, pentru Zodia Leu, Luna sau Ascendent și Zodia Leu. A ieșit un card. Da, trebuie să lăsați ceva în urmă aici. Să aveți speranță, să lăsați ca Universul să acționeze pentru dumneavoastră. Pentru că aici îmi spune că trebuie să lași în urmă, să renunți la mai controlat persoanele sau situațiile și
și că să lași ca divinitatea să intervină și să rezolve, să pună totul la locul său, să facă ordine. Da? Da, da, da. Da, da, da. Aici cineva e o diferență de mentalitate sau de diferență de comportament sau de caracter între voi doi. Și aici poate cineva este condiționat. Este condiționat în ce privește un angajament, poate chiar căsătorit sau căsătorită, zodia Capricorn, vărsător. Este condiționat sau este blocat într-un contract, poate de muncă sau un angajament sau într-o căsătorie. Și aici văd că cineva are obsesii pentru dumneavoastră, văd o relație de dependență, dar văd și foarte multă manipulare sau cineva aici are anumite dependențe, are o toxicitate și văd că trebuie să se facă dreptate. Cineva se gândește, meditează, se roagă și e nevoie de echilibru și armonie în viața dumneavoastră. Aici cineva trebuie să-și asume responsabilitatea și a vieții sale, să se elibereze de anumite lanțuri de minciuni, de manipulări sau de dependență, să se elibereze de toxicitate. Cineva aici are anumite dependențe sau cineva aici are probleme cu justiția chiar sau va avea probleme cu justiția. Cineva poate a furat sau nu s-a comportat într-un mod pozitiv și văd o trădare. Și de acolo această manipulare sau această toxicitate. Dar chiar și iluzii în ce privesc banii. Iluzii în ce privesc banii aici. Poate nu ați primit banii pe care vi s-a promis, acordul sau contractul care l-ați semnat. Nu l-ați promis, nu, cineva nu s-a ținut de cuvânt și de acolo poate aceste blocaje sau iluzii toxice. Cineva trebuie să va afla un adevăr aici în ce privește conexiunea sau în ce privește dorințele dumneavoastră și cu angajamentul aici se va face dreptate. Trebuie să fiți obiectiv și trebuie să luați o decizie înțeleaptă în ce privește viața noastră, în ce privește un angajament, o căsătorie sau o relație. Zodia Balanță poate are un rol important, să lăsați ca universul, să aveți mai multă speranță în destin, în univers, să vă rugați. Și totuși văd că vi se spune să lăsați ceva în urmă, să renunțați la ceva. Și să vă gândiți la angajamentul dumneavoastră, la echilibru interior, la armonia sufletului vostru. Și aici văd că cineva va trebui să rezolve anumite documente, chiar și legale, și va trebui să luați o decizie înțeleaptă în ce privesc aceste documente legale. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit și eu vă aștept data viitoare. Vă urez tot bine din lume. La revedere, sănătate, numai bine!